miercuri dimineața, un brăilean a dat alarma la 112, anunțând că trupul unui bărbat zace pe un transformator electric la intersecția străzilor Cucului și Inului. La fața locului s-au deplasat echipaje ale poliției, pompierilor și mașina de la medicină legală. Vecinii l-au recunoscut pe omul de 38 de ani, despre care știau care probleme acasă, având o mamă bolnavă și neînțelegeri cu tatăl. O fi fost bea. Și dacă a fost bea, trebuie să ducă acolo. Și de la bloc, aici e așa. Lângă nepoate mea. Tasul bătea. Se bătea cu tasul. O plimba pe mamusa, era paralizată. Ce măsuri se vor lua? Cu privire la transformatorul ăsta, că sunt oameni care nu-i duci capul și să duci, să spânzură, să... Sunt, dar nu există în Uniunea Europeană să mai existe și hardughia asta, așa, la colț de stradă. La colț de stradă nu există așa ceva. Între case, între unde copiii să joacă, umblă, lumii pe stradă, nu există așa ceva. În urma cercetărilor, polițiștii au constatat că a fost vorba despre o sinucidere petrecută în timpul nopții. Oamenii legii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, continuând cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs decesul.